Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit aici la Dale Dimineții, la Hunedoara 1 TV. O dimineață mai răcoroasă, așa. Aseară a plouat până târziu și nu e aerul tocmai călduț. Nu e vreme de terasă așa la prima oră a dimineții, așa cum ne-ar place să ne bem cafeaua la terasă. Așa că stăm la căldurică și cei care ne urmăriți de acasă pe micile ecrane și cei care ne urmăriți de pe telefoanele mobile sau orice alt device care îl aveți prin preajmă și ne urmăriți live, dragii mei, să ne auziți ce mai povestim noi aici la Dale Dimineții. Pentru că e o perioadă un pic mai delicată, pentru că trăim vremuri delicate, dragii mei, și pentru că încercăm să aducem în casele dumneavoastră lucruri de bine, să renunțăm la părțile acelea care nu ne plac, la răutăți, la, deși vedem răutățile la tot pasul. Pentru că, așa cum știm cu toții, în pe rețelele de socializare putem spune orice. Ați văzut că și un jurnalist de talie națională, domnul Cornel Nistorescu, spunea același lucru. Noi, jurnaliștii ăștia care suntem pe posturile de televiziune, care ne supunem unor reguli al Consiliului Național al Vizualului, al CNA-ului, încercăm să păstrăm o oarecare decență. Sunt acele transmisiuni online în care putem face orice pe rețelele de socializare. Dincolo de a face orice, dragii mei, eu spun de fiecare dată când am ocazia, dincolo de ușile instituțiilor, dincolo de ferestrele instituțiilor, există oameni. Există oameni care fac lucrurile diferit, pentru că avem oameni care fac lucrurile diferit. În această dimineață ne-am dus către Consiliul Județean. De fapt, am rugat pe cineva de la Consiliul Județean să vină la noi, aici, la Dale Dimineții, un tânăr. Un tânăr pe care eu îl apreciez, așa cum am spus de foarte multe ori, pentru că e de acolo, de unde eu am locuit o perioadă foarte lungă din viață, 24 de ani, nu e o zi, două, sunt totuși 24 de ani, e de acolo, din Orăștie. Și ne cunoaștem de foarte mulți ani și îl știu de pe timpurile când era profesor și cumva pot să spun că am crescut împreună și valoric și ca vârstă. Și spun bună dimineața invitatului meu, bună dimineața! Bună dimineața și mulțumesc frumos pentru invitație! Domnul vicepreședinte al Consiliului Județean Hunedoara, Alin Țambă, sunt convinsă că foarte mulți dintre dumneavoastră îl cunoașteți, pentru că prin activitatea domniei sale e prezent mai mereu pe la tot felul de manifestări, e prezent la toate ședințele de Consiliu Județean, orică sunt extraordinare, orică sunt cele ordinare de sfârșit de lună. Și eu cred că oamenii tineri care s-au alăturat cu ceva ani în politică, s-au aliniat acestei clase politice, au foarte multe de spus. Și l-am rugat să purtăm așa o discuție prietenească despre, în primul rând, cine e, știm, ce funcție are, știm cu toții, ce putem povesti despre 2024, că e un an mai de ochiat, spun eu. E 2024 un an mai de ochiat, domnul vicepreședinte? Da, pentru o anumită parte a populației poate fi un pic mai de ochiat, însă nu trebuie să uităm că lucrurile trebuie să meargă înainte. Toate proiectele trebuie să meargă înainte. Lumea trebuie să evolueze, să meargă înainte. Automat, comunitățile locale trebuie să-și continue viața, pentru că mediul politic nu este despre mediul politic, ci mediul politic este despre oameni. Sunt tânăr și am
am sugerat tuturor tinerilor să facă pasul spre politică. Din ce cauză? Pentru că politica este până la urmă despre comunități. Că sunt comunități locale, că este o comunitate județeană, că vorbim de o comunitate națională sau europeană. Trebuie să fim conștienți de faptul că peste tot unde se lucrează cu bugete publice, este bine ca să fie implicați cât mai mulți cetățeni. Și ăsta este un îndemn și este un semnal pe care, iată, de aproape 15 ani de când fac politică, l-am sugerat colegilor mei tineri, pentru că sunt, până la urmă, președintele Organizației Județene a Tineretului Social Democrat și cred și îmi place să fac tot ce depinde de mine pentru această generație tânără. De ce? E simplu. Biologic, dacă vorbim, lumea este a noastră. Corect. Pentru că biologic, generație după generație, se succed în anumite poziții lucrative, în anumite poziții de conducere, în a fi părinți, în a fi bunici, și lumea trebuie să meargă mai departe. Sunt de părere că niciodată nu trebuie să uităm de această latură umană a mediului în care lucrăm. Că este un mediu în fabrică, că este un mediu în școală, că este un mediu în politică sau într-un business, nu trebuie să uităm aceste lucruri. Acum, sunt de părere că generația tânără deja poate începe să aibă foarte multe lucruri de oferit. Am ajuns și eu la vârsta de 35 de ani. Mulțumesc asemenea la toată lumea. Am acumulat și eu o anumită experiență și datorită faptului că în ultimii ani am fost mai tânăr, am reușit să îmi însușesc mult mai repede, poate, decât alte persoane, anumite căi de a face lucrurile, pentru că la fel ca în business, la fel ca oriunde, lumea evoluează, tehnologia evoluează, tehnologia deja începe să fie peste tot. Și din cauza asta, cred că am abilitățile să pot să îmi folosesc toată această expertiză, dacă pot să-i spun așa, în a oferi cât mai multe lucruri cetățenilor. Cine vrea să vină, să intre în politică pentru o indemnizație, nu știu, pentru un statut, simplu ca statut, pentru lucruri de genul acesta care, nu știu, nu te ajută până la urmă cu nimic după ce închizi ochii și pui mâinile pe piept și te duci în lumea cealaltă și nu e nimic cu tine din lumea asta, pozițiile astea politice te pot ajuta strict dacă ești bine intenționat. Din punctul ăsta de vedere, am o educație din familie, nu depind de indemnizațiile pe care le am din mediul politic. Eu sunt profesor titular la școala gimnazială Dr. Aurel Vlad din Orăștie, este catedra mea rezervată, este o catedră pentru care am luat un examen de definitivat, am luat gradul 2 didactic, am luat un examen de titularizare, într-o perioadă în care nu pot să spun că nu făceam politică, eram un simplu membru, dar e foarte greu pentru un simplu membru să poată să ia decizii singur sau să impacteze foarte mult o anumită activitate. Poate impacta, într-adevăr, niște persoane care sunt pe anumite poziții, dar nu mai poate, nu este sigur că le impactează. Din cauza asta, cred că politica, dacă înțelegem că este despre om, că este despre oameni, e ok. Pe lângă asta, eu am discutat și cu colegii mei tineri și cu generația de dinaintea mea de la TSD. Să-l pomenesc aici pe colegul și prietenul meu Lucian Rus, care este candidatul PSD pentru primăria Deva și care va câștiga primăria Deva. Dacă vorbesc de colega mea, doamna ministru Natalia Intotero, care a fost președintele TSD de dinaintea mea. Dacă este să vorbesc de alți colegi, de Cristi Merișanu de la Vulcan, de Florin Alba de la Băcia, dacă să vorbesc de Vasi Jurcă de la Petrila, care toți au fost generația de dinaintea mea la TSD, observ că odată cu această generație pe care am pomenit-o înainte, deja tinerii au început să aibă un cuvânt de spus. Și acum, că ne place sau nu ne place, un lucru este cert. Ca să ai posibilitatea să spui ceva, trebuie ca și partidul în ansamblu său, începând de la conducere, să ofere această oportunitate și celor mai tineri.
Și aici cred că a fost cheia care a dus spre succes PSD la Hunedoara, faptul că a avut în fruntea lui, la conducerea Partidului Județean, pe președintele Laurențiu Nistor, care, orice ar spune oricine, a dovedit că este un om înțelept. Iar sloganul electoral din 2020 i s-a potrivit mănușă, pentru că nu poți conduce destinele nici a celei mai mici comune, cu atât mai puțin a unui județ și de ce nu a unei țări, dacă nu ai această înțelepciune, dar o înțelepciune care se dovedește, nu doar o înțelepciune care se spune pe gură, pentru că vorba latinilor, verba volent, vorba trece, ideea este să dovedești că ești un om înțelept. Și aici președintele a dovedit că este un om înțelept. Iar în conducerea de astăzi a organizației județene a PSD sunt mulți oameni tineri, chiar dacă poate au cu 4 în față la vârstă, sau poate unii au trecut un pic de 5, să știți că sunt niște oameni cu o mentalitate tânără, sunt oameni deschiși schimbărilor și sunt oameni toți adaptabili. Eu vin de la Orăștie, acolo unde este un astfel de primar super adaptabil, care în momentul în care a ajuns în conducerea primăriei municipiului Orăștie, a dovedit că Orăștia se poate sau poate renaște practic dintr-o proprie cenușă de după 1990, după închiderea tuturor instituțiilor industriale, să zic așa, privatizarea lor. Orăștia a mers vreo 20 de ani într-o derivă foarte ciudată și care nu aducea un beneficiu cetățenilor, până când acest om, Ovidiu Bălan, deschis și adaptabil, a reușit să vină, să găsească surse de finanțare și să readucă investiții până la urmă în oraș. Dintr-un anumit punct de vedere, politica seamănă cu businessul, în sensul în care ai nevoie de investiții. Orice om poate face cu bugetul primăriei, cu bugetul propriu, cu veniturile proprii, lucruri. Acum, ce face, aia e o altă discuție. Dar performanța în administrația publică, până la urmă, vine din capacitatea aceasta de a atrage investiții. La Consiliul Județean, dacă este să spun, în 3 ani și jumătate de mandat, președintele Laurențiu Nistor a reușit să atragă finanțări nerambursabile de 1 miliard de euro. Asta spune foarte mult și asta arată deschiderea spre nou a instituției numărul 1 din județul Hunedoara, a Consiliului Județean. Asta arată, din punctul meu de vedere, o performanță pe care Consiliul Județean a atins-o și sunt convins că acest an 2024 va dovedi cu vârf și îndesat că reprezentanții PSD în județul Hunedoara și-au făcut datoria. Până la urmă, partidele nu trebuie să rămână niște simple sticăre, să spun așa, niște simple blazoane, niște simple steme. În spatele acestor blazoane există o gândire și o aplicare asupra uneia dintre problemele fundamentale ale societății. Iar această aplicare înspre om, înspre omul simplu, înspre cetățeanul simplu, înspre omul care are nevoie de ajutor a Partidului Social Democrat și rezolvarea anumitor probleme în acest sens este de fapt politica ce a adus PSD-ul în acest moment la nivelul de, din punctul meu de vedere, lider incontestabil în politica hunedoreană. Dă-i cezarului ce al cezarului, spun eu, și cred că mulți dintre dumneavoastră, unul, partea de umanitate care e acolo la Consiliul Județean, echipa de lângă domnul președinte, nu doar invitatul meu care e vicepreședinte, mai e și domnul Bădin vicepreședinte, aș vrea să facem cumva o organizare, adică să povestim despre o organizare, să înțeleagă și telespectatorii noștri, pentru că în ultimul timp văd că din Facebook, Insta, Facebook-ul, că la ne mănâncă zilele, și TikTok-ul, văd că oamenii nu prea înțeleg, cer anumite lucruri care nu stau în atribuțiile
unor oameni care deschid ușile instituțiilor. Adică aș vrea să mergem un pic în organizare și să lămurim împreună cu invitatul meu cam ce ar trebui să facă fiecare. Și spunem așa, domnul președinte Laurențiu Nistor a atras 1 milion de euro. Ok, echipa domnului președinte, că domnul președinte și-a ales cu cap echipa aici, asta vreau să înțeleg, oamenii aceștia ne spun așa, oamenii, că facem pentru oameni. Ideea e că se face cu oamenii, pentru că sunteți o echipă pe care domnul președinte și-a adus-o lângă domnia sa, așa cum l-a adus pe domnul Alin Țeabă, care e tânăr astăzi, a fost și mai tânăr, dacă stăm să ne gândim, când ați mers în echipa domnului președinte. Și luăm instituțiile din subordinea Consiliului Județean. Dacă greșesc, corectați. Biblioteca Județeană e în subordine, nu? Nu este în subordinea mea. Eu vă pot spune subordinea așa, foarte, să facem foarte repede. Da. În subordinea mea este Unitatea Medico-Socială de la Baia de Crini, așa. Salvamont Hunedoara, așa. Muzeul Civilizației Dacice și Romane și Centrul de Cultură și Artă al Județului Hunedoara, iar pe lângă aceste subordonate sunt coordonatorul mai multor unități de implementare ale unor proiecte pe fonduri europene. Și insist, e profesor de istorie, greșesc? Nu. Mi se părea corect ca muzeul și cultura și tradițiile să ajungă în subordinea unui om care și înțelege ce înseamnă tradiția noastră a acestui popor. Că până la urmă, dacă aducem un inginer, nu greșesc undeva, buni sunt inginerii, dar ei sunt la proiecte. Asta înseamnă să aduci omul care sfințește locul. Asta mă impresionează și m-a impresionat în toți acești ani, mai ales în timpul după ce m-am întors acasă și am văzut lucrurile altfel. Pentru că eu iubesc tot ce are poporul ăsta mai frumos. Și iubesc ce avem istoria și iubesc neamul și ne iubesc tradițiile și mi se pare normal ca oamenii care vorbesc același limbaj cu mine și văd că arată respect la tot ceea ce noi avem. Colaborarea mi se pare foarte frumoasă în echipă, pentru că am văzut destule evenimente între Centrul de Cultură și Artă și Bibliotecă, aici domnul Ciprian Roman, managerul, și Sebastian Bara, am văzut foarte multe evenimente între Radu Barb și domnul manager Ciprian Roman de la Monumente. Am văzut foarte multe evenimente pe care le-ați încurajat. Să încercăm să scoatem în evidență, nu pentru noi cei care suntem aici acasă în județul Hunedoara, dar să-i convingem și pe ceilalți din țară că avem bogății, că e bogat județul ăsta de la cultură, la istorie, adică până la urmă în istorie aș putea spune că aici s-a dat ora exactă în județul Hunedoara. Aci știți în munții Orăștiei, la Salmisegetuza, pentru că o spun alții mai deștepți cu mine. Greșesc cu ceva? Mă contraziceți? Nu greșiți cu nimic. Avem un județ cât se poate de important. Acum trebuie să fim de acord, sper, cu următorul lucru. Dezvoltarea comunităților locale, din punct de vedere economic, se poate face în primul rând datorită unor branduri. Au altă similitudine cu mediul de afaceri, mediul în care familia mea activează de 34 de ani. Ce a făcut președintele Laurențiu Nistor? A făcut o ordine a acestor branduri și a început să atragă investiții pentru a le promova. Aceste investiții încep încet, dar sigur, să-și arate roadele, nu doar pe șantier, dacă pot să spun așa, dar și prin creșterea numărului de firme acolo, în zona în care avem aceste investiții. Nouă după 1990, ni s-a luat cea mai importantă ramură economică, ramura industrială. Dacă este să mă uit cu 35 de ani în urmă, aveam sute de mii de hunedoreni care lucrau în niște
fabrici, într-o industrie care acum nu mai este. O mare parte din ea chiar a fost demolată și rasă de pe fața pământului. Nu putem vorbi despre dezvoltarea unei comunități dacă nu vorbim despre dezvoltarea bugetului local al comunității respective. Trăim pentru că așa au dorit cei care au făcut Revoluția de la 1989, trăim într-o societate în care această circulație a banilor este destul de rapidă. Din cauza asta, dacă nu vom reuși să ne adaptăm la actualele reguli ale jocului, să spun așa, correct, vom dispărea încet, dar sigur. Ar fi păcat să se întâmple acest lucru, având în vedere că, așa cum a spus și dumneavoastră, există în județul Hunedoara niște branduri de talie națională și internațională mondială. Nu că eu spun treaba asta, dar instituțiile internaționale spun asta. Dacă este să mă uit la cele 5 monumente UNESCO, adică monumente cu valoare mondială, și mă refer la Sarmizegetusa Regia, capitala regatului dac al lui Decebal, cetatea dacică de la Costești Cetățuie, capitala regatului dac al lui Burebista. Dacă este să mă refer la ctitoria lui Burebista, cetatea dacică de la Costești Blidaru, dacă este să mă refer la celelalte două cetăți dacice, Luncan, Piatra Roșie și Bănița, atunci o să văd niște branduri ale județului Hunedoara care au parte de o promovare și de o importanță mondială. Dacă este să mă uit la geoparcul din Țara Hațegului al dinozaurilor, dacă este să mă uit la lista UNESCO, care anul viitor monumentele de acolo vor intra și ele în lista mondială UNESCO, mă voi uita la fosta capitală a provinciei romane Dacia, Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa din Țara Hațegului, comuna Sarmizegetusa, mă voi uita aici lângă Deva, la Micia, mă duc la zona de terme romane de la Gioagiubăi, la Gioagiubăi, unde am o stațiune de interes național, care iară ne mândrim cu ea și credem că ea poate fi pentru zona respectivă un factor de dezvoltare locală. Dacă este să mă uit la cetatea Devei, dacă este să mă uit la castelul de la Hunedoara, dacă este să mă uit la Corvinul Hunedoara, că este la mod, exact, de la Jiul Petroșan, la Aurul Brad, toate astea sunt branduri, sunt brandurile județului Hunedoara. Noi am ales ca o anumită parte a activității noastre să fie concentrată pentru a reuși să dezvoltăm toate aceste branduri. Pentru că prin dezvoltarea brandurilor, practic, o să reușim în final să atragem și dezvoltare locală. Dar nu trebuie să ne oprim aici. Ar fi greșit să facem doar acest lucru. Mă uit la investițiile de la Spitalul Județean Hunedoara din Deva. Mă uit și pot să constat cu plăcere și cu mândrie că fac parte din această administrație condusă de președintele Laurențiu Nistor, de faptul că președintele a reușit în 3 ani și jumătate să facă minuni la Spitalul Județean, să aduci spitalul din Deva la niște cote, cel puțin din punct de vedere administrativ, de nivelul celor care sunt astăzi la Deva, este un lucru extraordinar. Acum, desigur, dacă este să mă uit pe partea legată de drumuri, de infrastructură, președintele a promis în 2020 reabilitarea a 400 de kilometri de drumuri județean. Că e vorba de reparație, că e vorba de investiție. Cu 3 ani și jumătate înainte de alegeri, deci mai repede deja sunt 402 km de drumuri reabilitați. Spuneați înainte că într-adevăr aceste lucruri s-au făcut în echipă. Să știți că nu știu cum era în Consiliul, Județean în vremea foștilor președinți, dar în vremea președintelui Nistor, președintele este dirijorul. Să știți că la orice concert de operă, premiul orchestrei îl ia dirijorul. Correct. Să știți că la orice concert coral, correct, premiul îl ia dirijorul. Și să mai știți un lucru. Un dirijor bun poate să facă performanță și cu niște voci mai puțin bune.
Dar niciodată niște voci bune nu vor putea face performanță cu un dirijor rău. Și din punctul acesta de vedere, înțelepciunea președintelui Nistor este până la urmă punctul central al guvernării PSD la Consiliul Județean Hunedoara. Îmi cer scuze că n-am dat citire și am pierdut câteva mesaje de la începutul emisiunii. Cătălin Drăgan sau, dacă nu greșesc, ne spune bună dimineața, ai deja foarte mulți oameni care îți urează succes. Alina Monica Cărmăzean, bună dimineața. Brumar Cătălin ne-a spus bună dimineața și zice succes, Alin. Maria Hinț, sărumâna tanti Maria, mulțumim că sunteți alături de noi, ne spune bună dimineața, o zi frumoasă. Enea Vasile, bună dimineața. Enea Vasile, instructorul de la Hațegana, de la Hunedoara, de la Hunedoara municipiu, ne spune bună dimineața și noi spunem bună dimineața. Și uite, domnul vicepreședinte Bădin e alături de noi și ne scrie succes. Vă mulțumim pentru mesaje. Cele pe care nu le-am citit mi-au dispărut, cum spun de fiecare dată, nu mi-arată live-ul toate mesajele în timpul emisiunii. Dar promit că dacă am scăpat pe cineva după emisiune, știți, noi comunicăm, ne scriem și vă salut. Adrian Mureșan, unul din câștigătorii celor două locuri la spectacolul de duminică, e alături de noi, îl salutăm, un membru al ansamblului Hațegana. Îl așteptăm să vină să-și ridice invitațiile la spectacol. Știi că de Fluri în Deva facem o călătorie în jurul lumii în pași de dans. Și vă felicit pentru asta. Succes, Maxim! Rămânem într-o atmosferă de politică, să spunem așa, pentru că, din păcate, pentru mine și pentru mulți cetățeni care deja știu ce vor face în 9 iunie, când vor intra în cabina de vot, pentru că suntem câțiva care știm. Mai sunt și acei cetățeni care încă nu știu ce să hotărască. Eu nu vreau să vă conving, Doamne ferește, ce să faceți cu ștampila, că până la urmă fiecare își asumă așa cum acești oameni minunați, acești tineri minunați și-au asumat să intre în această clasă socială pe care noi o numim politicieni și pe care de fiecare dată când nu ne place ceva, cine e de vină? Clasa politică. Pentru că trebuie să dăm și noi vina pe cineva. Și cel mai simplu e să nu spunem e vina noastră, e vina cuiva, al cuiva. Așa e și în viață, știu că cu toții facem asta. Acum, totuși, ne întoarcem un pic, pentru că deja suntem aproape de jumătatea emisiunii și avem telespectatori care au venit mai târziu alături de noi. Eu și domnul vicepreședinte am mai stat așa de povești la un matinal acum câțiva ani. Eu cunosc povestea, dar aș vrea totuși să ne mai spună o dată. Ați fost viceprimar la Orăștie. Am avut onoarea. Cât timp? 4 ani și jumătate. Acea jumătate se datorează întârzierii datei alegerilor locale din 2020 și a ordonanțelor militare care au impus starea de urgență la momentul respectiv din cauza pandemiei de COVID-19. Eu am o întrebare mai delicată, așa, în general, pentru invitații mei. Un pas, mie mi se pare foarte mare și mi s-a părut și atunci, viceprimar la municipiul Orăștie, o echipă trainică, cunosc, da, salutăm pe domnul Ovidiu Bălan și echipa din Orăștie, nu mai e un secret că eu iubesc acea localitate și oamenii de acolo. Dar parcă n-a fost o treaptă, a fost două, că de la viceprimar ați venit direct la Consiliul Județean vicepreședinte. Acum, după 4 ani la Consiliul Județean, noi am fost aleși puțin mai târziu, la final, dacă nu mă știu, la final de februarie 2021. 3 ani și un pic. Cu ce gând ați venit atunci?
dacă vă rugăm să ne întoarcem un pic, ce simțeați dumneavoastră, omul Alin Țeambă, când a plecat de la Orăștie spre Consiliul Județean? Ce ați simțit atunci, dacă vă mai aduceți aminte? Acum, normal că mi-aduc aminte, pentru că dacă e vorba de simțiri, emoțiile de obicei nu poți să le uiți, cel puțin emoțiile puternice. Eu am avut emoții puternice la momentul respectiv, nu frică, nu se înțelege greșit cuvântul emoție. Emoție la nivel de trăire, în sensul în care decizia de a veni vicepreședinte la Consiliul Județean a luat-o președintele Laurențiu Nistor. Îi mulțumesc și acum pentru decizia care mi-a schimbat viața și trebuie să fiu cât se poate de realist din punctul acesta de vedere. Din păcate, nu toți tinerii au parte de o asemenea susținere. Îi mulțumesc președintelui și îmi doresc și sper să mă fi ridicat la nivelul așteptărilor dumnealui, a așteptărilor pe care le-a avut în momentul la care a spus Alin Țeambă vicepreședinte la Consiliul Județean. Am avut marea onoare să fiu primul din cei doi vicepreședinți anunțat, chiar dacă aveam o vârstă tânără, 31 de ani. În perioada în care atât domnul președinte Nistor, cât și domnul administrator public Costel Avram au fost într-o imposibilitate medicală pentru o lună de zile de a îndeplini calitățile la Consiliul Județean, am fost acel consilier județean cu atribuții de președinte. Chiar pe finalul anului 2020, începeam 2020 ca viceprimar la Orăștie, îl terminam ca și consilier județean cu atribuții de președinte al Consiliului Județean. Au fost niște momente pe care le-am trăit intens și foarte multe dintre ele erau foarte, foarte noi pentru mine. Am avut emoții, în primul rând datorită responsabilității pe care știam că o am pe umăr. Această responsabilitate de a impacta deciziile președintelui Nistor pe sfera mea de interes, pe atribuțiile mele pe care le-am primit prin dispoziție de la președinte. Din punct de vedere emoțional și familial, am avut tot timpul susținerea soției mele, a părinților mei. În acest mandat am devenit și tătic și lucrurile astea, vă dați seama, m-au ajutat să mă pot concentra pe munca mea. Acum poate această poziție de vicepreședinte pare, nu știu, așa sună foarte bine, e un loc de muncă la care trebuie să lucrezi pe bază de obiective și vii ca la serviciu. Toată lumea spune, da, dar nu este un loc de muncă în care trebuie să stai 8 ore, că te poți duce oricând, nu e adevărat. Noi venim dimineața și de multe ori plecăm seara și seara când plecăm mergem la întâlniri cu oamenii, dar sunt lucruri pe care ni le-am asumat și acele întâlniri cu cetățenii, acele întâlniri cu oamenii sunt locurile din care ne tragem puterea, ne tragem seva pentru a continua. Pentru că dacă ești într-o continuă relaționare cu oamenii, nu cred că poți să greșești. Într-adevăr, spuneați înainte că o parte din electori, dacă pot să spun așa, sună hotărâți. Eu cred că această paradigma a electorilor s-a schimbat în România. Mai ales după partea legată de evoluția social media, cred că oamenii sunt informați. Nu știu cât de corect sunt informați unii, dar ei sunt informați. Manipularea, și cred că sunt primul om politic care spune, manipularea în zilele noastre joacă un rol foarte important, de la cumpărarea unui șampon, până la cumpărarea unei pâini, până la alegerea unei mașini sau până la alegerea unei persoane care îți conduce destinele pe o poziție de demnitate publică. Dar aceasta este lumea în care trăim noi. Ca să putem să răzbatem prin acest noi an
al manipulărilor, trebuie să avem o minte limpede și eu sunt unul dintre oamenii care spune că de fiecare dată cetățenii au dreptate. Mă uit, de exemplu, la municipiul Hunedoara și văd că cetățenii din Hunedoara dau cezarului ceea cezarului. Spun că dezvoltarea orașului este datorită primarului Dan Băbăuțanu. La fel mă uit la municipiul Orăștie, la fel mă uit la orașul Petrila, la fel mă uit la municipiul Petroșan, la fel mă uit la municipiul Lupeni, la fel mă uit la municipiul Brad. Dau cezarului ce al cezarului, la fel mă uit și la Consiliul Județean. Din cauza asta, oamenii au dreptate, cetățenii au tot timpul dreptate. Atâta timp cât vom avea capacitatea să înțelegem voturile lor, ale oamenilor, și să acționăm în consecința voturilor cetățenilor, vom fi cu adevărat niște oameni politici credibili. În momentul în care vom considera că, între ghilimele, pe persoană fizică am luat o anumită instituție, în acel moment vom începe să facem primele greșeli. Noi suntem reprezentanții oamenilor. Noi nu suntem altceva decât niște gestionari pe o perioadă finită de timp a unui bun comun și încercăm prin abilitățile noastre să luăm cele mai bune decizii. Și încă o dată, performanța actului administrativ, nu doar în administrația locală, dar și în administrația centrală, este capacitatea demnitarilor de a construi echipe și rețele sustenabile care să atragă investiții. Acum, cuvântul investiție înseamnă chiar investiție. Nu înseamnă că o simplă reparare a ceva, o simplă, nu știu, reabilitare a unei clădiri este o investiție. Dacă este investiție, trebuie să ai capacitatea să spui oamenilor cum acea investiție va produce bunăstare. Iar într-o societate capitalistă, bunăstarea se rezumă la bani. Că ne place sau nu ne place. Asta este bunăstarea în lumea capitalistă. Din punctul acesta de vedere, sunt ferm pe poziție când spun Consiliul Județean Hunedoara, președintele Laurențiu Nistor, a atras 1 miliard de euro fonduri europene în investiții, nu în reparații, nu în reabilitări. Că prin reparații și reabilitări, la final, aducem investiția în zona respectivă, da, este așa. Dar toate investițiile președintelui au fost făcute în acest sens. Ca administrație publică locală, ok, ne referim la bani când vorbim de aceste monumente pe care le-am spus. Însă, la fel cum orice business, în articolul 2 din actul constitutiv, unde spune că are ca scop obținerea de profit, actul constitutiv, dacă pot să spun așa, după care funcționează administrațiile publice locale, OUG 95/2019, cunoscut ca și cod administrativ, spune că rolul instituțiilor publice locale, rolul administrației publice locale, este creșterea calității serviciilor prestate cetățenilor. Eu sunt de acord că ai nevoie de bugete, dar față de un business, aici vine diferența, față de un business, noi nu ne concentrăm să acumulăm conturi pentru instituțiile noastre, ci ne străduim ca prin resursa financiară pe care o aducem să creștem serviciile pe care le oferim cetățenilor. Dacă vom reuși, adică noi știm că am reușit, avem toate aceste date, de exemplu Sarmisegetusa Regia, de exemplu Castelul Corvinilor de la Hunedoara, cresc de la an la an. Acest lucru se vede în bugetele administrațiilor locale și județene, dar se văd mai ales în creșterea numărului de firme, în creșterea numărului de angajați și sunt creșteri sustenabile. Nu sunt neapărat ca deschiderea într-un an de zile a unor sute de locuri de muncă. Sunt niște zeci de locuri de muncă anual care se deschid într-un domeniu cum este turismul, care va produce bunăstare județului Hunedoara. Eu am spus-o dintotdeauna. Minele, de exemplu, din nordul județului, din sudul județului, au o valoare finită, pentru că filoanele de extracție, la un moment dat, natural, ele se termină. Un astfel de monument are o valoare infinită.
cu o singură condiție, să ai grijă de ele. Ele vor produce bunăstare oamenilor, comunităților locale, ieri, azi, mâine, peste 100 de ani, peste 1000 de ani, cu acea condiție, să ai grijă de ele. Din această cauză, investițiile pe care Consiliul Județean Hunedoara le-a atras pe parte de cultură, pe parte de istorie, pe care UAT-urile la rândul lor, conduse de primari foarte buni PSD, le-au atras pe acele proprietăți istorice pe care le are municipiul, orașul sau comuna respectivă, ele vor aduce valoare și ele, indiferent ce se va schimba, cum se va schimba, cine va veni sau nu va veni, ele vor produce valoare pentru comunitatea respectivă. Mă uit și vreau să felicit colegii de la Direcția Generală de Administrare Monumente și Dezvoltare Turistică. Cele mai importante târguri de turism din România, din Europa, colegii noștri sunt prezenți acolo. Au reușit să ducă numele județului Hunedoara pe buzele foarte multor, nu doar români, ci și europeni. Din această cauză, dacă mergem într-o zi de primăvară, de vară sau de toamnă la Sarmisegetusa, nu vom vedea doar numere de Constanța, Bacău, Iași, București, Cluj, Craiova, Dolj, vom vedea numere de Germania, numere de Austria, numere de Franța, de Italia, de Spania. Corect. Eu sunt de acord cu o parte, poate sunt români care au venit în vacanță, dar nu sunt toți. Oamenii ăștia acum 10 ani nu veneau. Da. Asta este plus valoarea adusă economiei locale. Cum reușim noi să depășim turismul de o zi sau de două zile și să-l ducem la un turism mai mare? Asta da, poate fi o discuție, dar eu sunt perfect conștient de faptul că actuala administrație a Consiliului Județean, condusă de președintele Laurențiu Nistor, și-a făcut datoria cu vârf și îndesat pentru acești 3 ani și jumătate în tot ceea ce privește sferele de importanță pentru hunedoreni, și m-am referit înainte la turism, mai ales în domeniul turistic. Un domeniu care nu trebuie lăsat singur. Noi nu ne concentrăm numai pe turism. Corect. Dar care este sustenabil și care nu poate pleca de aici. Pentru că peisajele din județ nu pleacă, pentru că, nu știu, Munții Șureanu nu pleacă, Retezatul nu pleacă, Parângul nu pleacă, Straja nu pleacă, Sarmisezaregea nu pleacă, Castelul Corvinilor nu pleacă. De asta am spus că aceste branduri, în jurul acestor branduri, ai nevoie să construiești. Și noi am ales, cu bună știință, să facem administrație publică locală profesionistă. Și asta datorită unui om înțelept, al lui Laurențiu Nistor. Și a altor oameni înțelepți, primarii PSD pe care i-are județul Hunedoara, adică PSD Hunedoara. Mă refer la Ovidiu Bălan Lăureștie, la Dambu Băuțanu la Hunedoara, colegul de la Brad Florin Cazacu, mă uit la Vasi Jurcă la Petrila, mă uit la colegul Luci Rezmeriță la Lupeni, mă uit la proaspătul nostru coleg, domnul primar Iții la Petroșan, mă uit, de exemplu, la Flavius Dilerta la Râu de Mori, la Densu și la colegul nostru de acolo. Deci sunt oameni care aduc plus valoare. Un proiect iară frumos la Lelese pe PNRR. Deci oameni care aduc valoare și plus valoare și pe care interesează mai mult decât ziua de mâine. Îi interesează peste 10, peste 50 de ani, că până la urmă e o piramidă și trebuie fiecare generație să-și aducă treptele sale, dacă pot să spun așa, pentru realizarea unui punct comun. Puțină lume credea că județul Hunedoara va reuși să-și revină după dezastru care s-a produs în acest județ până prin 2000. Da. Mai bine nu spun asta, că nu vreau să atac pe nimeni. Eu sunt un om tânăr și am încredere în colegi, dar din punctul meu de vedere, una din performanțele obținute de președintele Nistor, să fii între județele, cele 6 județe, de pe tranziție justă, să fii județul care a reușit să atragă din tranziție cei mai mulți bani, mie mi se pare o performanță demnă de luat în seamă. Am fost, suma o știam cu toții, 2,2 miliarde de euro. Și am fost în competiție și am ieșit pe locul 1. Și asta cu un om înțelept în fruntea noastră. Un om înțelept care eu cred că trebuie să rămână și trebuie să-și ducă mai departe proiectele. Pentru că așa este normal. Am contractat niște finanțări, acum trebuie proiectele duse mai departe. La fel este și la colegii primari, oameni care au dovedit
vorbeam de orăștia noastră dragă, acolo avem un alt primar care a dovedit. Da, s-a schimbat fața orașului Orăștie. De câte ori merg, sunt din ce în ce mai impresionată. Știi, eu mergând rar, văd, am văzut șantierele, pe urmă am fost plecată, am văzut șantierele, pe urmă am mers la știre, arată cu totul altfel, în povestea Corina. Și o salutăm, bună dimineața! Nu merge la Orăștie, Rosi, bună dimineața, Rosi, și bună dimineața, Bianca, toată echipa, ne scrie Bia, toată echipa e pe emisie, eram curioși ce ne împărtășește domnul vicepreședinte în această dimineață. Mâine mergem la Orăștie, astăzi mergem la Hațeg, să o salutăm pe Georgeta Tomunța, bună dimineața, avem mini-bursa, haideți cu noi la ora 10 la mini-bursă la Hațeg. Poate ne găsim locuri de muncă, cine știe. Vorbind de Orăștie, Corina, o salutăm, bună dimineața, Cori, și ea orășteancă. O salut și eu, da. Și... am copilărit toți, da, acolo împreună, mai eu, mai mărișoară, da. Susținere. Da. Povestea Corina că duminică a mers la Orăștie, era călduț, era așa plăcută, o atmosferă plăcută și centru era, cetățenii din Orăștie ședeau pe bancă și ascultau slujba la catedrală. Foarte frumos, acolo un obicei foarte fain să stai fața catedralei pe băncuțele acelea și să auzi slujba. Sperăm să ne vedem de înviere, că toate obiceiurile trebuie păstrate. Mergem acasă. Mai avem 10 minute, dragii mei. Aș mai fi stat 50 de minute, cel puțin, pentru că mai sunt foarte multe de spus. Mergem așa. Un vicepreședinte, în momentul în care ajunge la Consiliul Județean, deja își pune amprenta, direct sau indirect, pe tot județul Hunedoara. Fiecare cetățean, și cel din Comuna Bătrâna și cel din Valea Jiului, devine cumva apropiat sufletului dumneavoastră. Era mai ușor la primărie, că era acolo Orăștie, ne știam, era... Aici lucrurile diferă, pentru că sufletul dumneavoastră a crescut așa dintr-o dată. Lucrurile trebuie făcute diferit, pentru că tot 24 de ore are... avem. Da. Dar trebuie altfel făcute lucrurile și am reușit să fac acest lucru și am reușit să acumulez multă experiență și de la domnul președinte Nistor. A fost unul din lucrurile care m-au animat în momentul în care am venit la Consiliul Județean să pot să stau lângă un om ca domnia sa. Da, dăm un pic din casă așa, prietenește, că suntem la dale dimineții. Dintre toate proiectele la care ați participat, eu acum pot să spun, aș putea spune eu, pentru că l-am văzut pe domnul vicepreședinte, intervențiile avute la foarte multe proiecte. Care e proiectul dumneavoastră de suflet? Trebuie să aveți un proiect pentru județul Hunedoara care vă e așa mai drag și pentru care ați pus mai mult suflet. Eu nu aș alege numai un proiect. Pot să vă dau și un nume, cred că la care am muncit cel mai mult, pentru că a fost complicat. Dar dintre toate activitățile și sarcinile pe care le-am primit de la președinte, cel mai mult am lucrat la proiectele pe fonduri europene. Și vorbesc de toate dintre ele, pentru că sunt în diverse părți ale județului și vor avea la final un impact pozitiv asupra cetățenilor și asupra economiilor locale. Dintr-o altă perspectivă, cel mai mult și mai mult am oferit ca timp, dintre ele, Muzeului Civilizației Dacice de la Orăștie. În primul rând, pentru că este primul muzeu nou, construit nou, în sensul în care nu am deschis o aripă la un muzeu existent, ci facem un muzeu de la zero, dacă pot să spun așa. Noi am avut acolo un muzeu de etnografie și artă populară, întins pe undeva la 556 de metri pătrați, și acum facem un muzeu nou, dar nu de etnografie, de civilizație dacică,
un muzeu Fanion, nu doar pentru județul Hunedoara, ci pentru România, pe o suprafață de vreo 6600 de metri pătrați. Suntem implicați și cu cofinanțare și cu cheltuieli neeligibile și cu parte de finanțare europeană undeva la aproximativ 6,5 milioane de euro. Problemele datorate soluțiilor propuse de către proiectantul Institutul Național al Patrimoniului m-au făcut să trebuiască să mă concentrez mult mai mult pe acel proiect. Clădirea este făcută pe o parte din ea pe fostul șanț de protecție al cetății Orăștiei, șanț care ulterior s-a umplut, dar pământul nu este foarte stabil, clădirea începea să se miște, deci am avut o grămadă de provocări și încă avem provocări, dar sunt convins că până la finalul anului vom reuși să finalizăm acest frumos proiect pentru județul Hunedoara și pentru tot ceea ce înseamnă această zonă de vest și de centru, de Valea Mureșului, de Ținuta Orăștiei, de sud a Munților Apuseni, din județul Hunedoara, pentru că ea va impacta o zonă mult mai mare. În momentul în care vom finaliza cele două proiecte importante pe care le avem la Sarmiță, Getu Saregea, plus Muzeul Civilizației Dacice de la Orăștie, Primăria Orăștiei a finalizat partea cu centru civic, centru pietonal și cetatea medievală de la Orăștie. Tot ce avem noi aici nu doar că rivalizează, dar va depăși net Alba Iulia, pentru că este mult mai spectaculos și dacă în Alba Iulia mai mult de 3-4 ore nu prea ai ce face, aici vei avea 2-3 zile, pentru că pentru a înțelege locul unde ești, va trebui să stai ca să te poți duce, să poți să te reconectezi cu trecutul tău și cu această parte extraordinar de frumoasă din istoria românilor. Dar, ca să sintetizez așa ce am zis, sunt implicat foarte tare în proiectele acestea pe fonduri europene. Le mulțumesc și felicit pe directorii instituțiilor subordonate, pe care le-am amintit și care i-am în subordine, dar concentrarea mea maximă a fost pe aceste fonduri nerambursabile europene, pentru că această perioadă de venituri masive în bugetele locale din fonduri nerambursabile europene se va termina undeva prin 2030. Și vor mai veni și după aia fonduri europene, dar nu la acest nivel. Și atunci suntem obligați să acordăm atenție acestei perioade ca să reușim să absorbim cât mai mulți bani nerambursabili. Mai avem 3 minute, așa, Rosi, cam asta ne mai rămâne, pentru că puteam, dorința invitatului meu dinainte, vă dați seama că ne-am salutat, înainte am luat o gură de apă, înainte să intrăm în emisiune, nu a fost campania electorală. Îl cunoșteam deja, nu e un secret, telespectatorii știu că ne cunoaștem, marea majoritate, pentru că eu vă amintesc de foarte multe ori în emisiunile noastre, pentru că așa mi se pare normal să spunem, așa cum spun, dă-i cezarului ce e a cezarului. Da, va fi o poartă către, poarta către Munții Orăștiei, așa cum eu, spre Valea Orăștiei, acolo unde sunt oameni minunați, două comune, Beriu și Orășteara de sus, oamenii vor simți ce înseamnă puterea financiară, pentru că turiștii vor avea dar ce deja se simt, vadă. Deja da, simt, pentru că au crescut deja, foarte mult numărul de pensiuni. Ultimile 2 minute, pe scurt sau pe lung, cum doriți dumneavoastră, candidați? Candidez. Se părea normal? Normal. Unde? Acum eu sunt și pe locul 32 pe acea listă comună PNL-PSD pentru alegerile europarlamentare. Chiar dacă este locul 32, România trimite în total 33 de eurodeputați. Măcar nu sunt supleant, adică după locul 33. Intenția mea nu este să plec din județul Hunedoara. M-am bucurat foarte mult când colegii de la PSD Hunedoara m-au propus să fac parte pe acea listă,
pentru că eu cred în, într-o Românie a libertăților, nu a libertăților greșit înțelese, dar a libertăților de exprimare și a statului de drept în care legea trebuie să-și spună cuvântul și în care extremele de orice fel, chiar dacă au dreptul să se manifeste, să sperăm că nu vor avea dreptul din partea cetățenilor prin votul lor să-și conducă, că ar fi un dezastru. Pe o altă listă, ieri noi la Orăștie am depus candidaturile atât domnul primar Ovidiu Bălan pentru poziția de primar, dar și noi care suntem pe lista de consilieri locali am depus listele de candidați pentru Consiliul Local, acolo sunt pe locul 6 și mă onorează această poziție, pentru că îmi oferă posibilitatea să pot în campanie electorală să spun ce programe are PSD Orăștie și PSD Hunedoara pentru municipiul Orăștie și pentru zona Orăștiei. Și încă nu s-a aprobat lista finală la Consiliul Județean pentru poziția de consilier județean, dar cred și sper că voi fi pe un loc bun și acolo și voi putea alături de președintele Nistor să continuăm proiectele pe care domnul președinte l-a început și proiectele de care eu m-am ocupat și le cunosc destul de bine și problemele și părțile pozitive și cheile de rezolvare a lor. Tot așa în final, pentru că este până la urmă un aproape de un final de mandat, să zic așa, eu aș dori să mulțumesc în primul și în primul rând hunedorenilor, oamenilor, pentru că a fost o emulație foarte faină în 2021 când am ajuns vicepreședinte și cred că asta a fost onoarea supremă a vieții mele, sau cel puțin a vieții mele de până acum. Vreau să mulțumesc la fel de mult soției mele, pentru că a fost alături de mine. Nu poți să ai o carieră de succes dacă familia și în primul rând soția nu este alături de tine. Vreau să mulțumesc domnului președinte Laurențiu Nistor că a avut și grijă de mine, nu doar m-a propus, dar a avut și, este și un bun dascăl, a avut și capacitatea să mă crească lângă domnia sa și restul conducerii Consiliului Județean Hunedoara. Îi mulțumesc foarte mult și administratorului public, domnul Costel Avram, pentru că și cu dânsul activitățile ne intersectează în fiecare zi și am primit sprijin și din partea dumnealui și îi mulțumesc datorită acestui lucru și evident colegului meu, vicepreședinte, domnul Ion Bădin, cu care eu m-am înțeles foarte bine și cred că am avut o colaborare foarte bună. Mulțumesc pentru prezența în emisiune. Mulțumesc pentru invitație, din suflet. Dragii mei, sper că am adus aproape de sufletele dumneavoastră oameni faini, oameni care s-au dedicat și sunt sigură că se vor dedica în continuare pentru oameni. Pentru că, așa cum știm cu toții, doar cu oameni, pentru oameni și prin oameni putem să schimbăm lucrurile. Eu încerc să vă fac să înțelegeți că până la urmă ura nu face decât să ne despine. Și vă rog, așa cum vă rog, în fiecare zi, dați din bunătatea dumneavoastră celor de lângă dumneavoastră. Bunătății nu poți să-i răspunzi decât cu binele. Atunci când emitem ură, nu vom primi decât ură. Am pe cineva aici la IPH, o salut pe Viorica, mi-a spus într-o dimineață, Ioana dragă, tot ce dăm împrumut, pentru că într-o zi se va întoarce la noi. Așa că, dragii mei, haideți să dăm mână de la mână și să împrăștiem iubire și bunătate. Și asta vă promit că vom primi înapoi. Până mâine dimineață, eu vă spun simplu, vă iubesc, iubiți și voi!